Serios, începutul e cu sfârșitul lumii. Țineți minte 21 decembrie 2012? Țineți minte? Oamenii au nebunit atunci. Toată lumea a nebunit. 21 decembrie 2012, sfârșitul lumii. Imaginați-vă că în 21 decembrie 2012, dimineața vă treziți și pe geam vedeți chiar sfârșitul lumii. Nu e glumă. Cu bile uriașe de foc care cad pe pământ în fața ta, în fața geamului tău. Cu oameni care se prăbușesc. Sfârșitul lumii. Și că dincoace de geam este... Mioara Velicu! Sfârșitul lumii. Acum e ușor. Acum când vorbim, a trecut. Țineți minte isteria de atunci? Doamne. Când dai drumul la televizor, vedeai doar 21 decembrie 2012. Știți? Sigur că da, toată lumea vorbea că o să fie sfârșitul lumii, o să fie. La televizor, în ziare. Exact, peste tot. Preoții își dădeau cu părerea, specialiștii, astronomii, astrologii, astroelefanții. Ce va fi, ce va fi. Toți vorbeau. Doamne, prin ce am trecut eu să nu trec nimeni. Noi am știut în 21 decembrie 2012, atunci a fost înregistrată farsa. În ziua aia, 21 a 12, am știut unde e doamna... Dar știți ce vreau să vă... Am o curiozitate? Da. Sunteți o femeie religioasă, așa-i? Da, sigur, eu nu cred... ziua când va veni, știu, nu știu precis ziua așa când e, va fi sfârșitul lumii, pentru că sunt o femeie credincioasă și părinții mei au fost, dar totuși mă gândeam așa, Doamne, Maica Domnului, n-am apucat să-mi fac nici testamentul. Și pe urmă am o nepoată care aș vrea să o văd mireasă, să fiu, adică Doamne, nu mi-era frică de moarte, vreau, deși vreau să mai trăiesc, da, vreau să mai trăiesc, că mai am multe de spus. Da. Nu, chiar multe, multe mai vezi, da. Bun. Un om religios dintr-o dată se trezește că în fața ferestrei chiar se întâmplă Doamne, apocalipsa. Doamne, cum mă, când am văzut o mașină răsturnată așa și-o luat foc. Doamne, ce s-a întâmplat? Mai eram cu o fată acolo înăuntru și mă, nenorocirea cea mai mare a fost că era ușa închisă. Și nu puteam și tot strigam, ajutor, ușa, unde, cine, deschideți ușa, că vreau să scap de acolo. Mă gândeam că poate pot să scap cu viață de acolo. Da, aveați în minte, așa e că aveați în minte, toate nebunile de la televizor din zilele care au trecut. Normal că, dar eram încărcată deja cu... Eu când dădeam drumul la televizor, la știri, numai asta vedeam. Sfârșitul lumii, mai sunt câteva zile, și, mai sunt câteva... Și eu voiam totdeauna, zic, Doamne, mai că măcar să fiu aproape de familia mea, să fiu cu toți, să ne ducem toți odată, dacă o fi să fie. Ceea ce o să vedeți dumneavoastră în următoarele secunde a fost filmat în ziua de 21 a 12-a 2012. Sfârșitul lumii! Haideți să vă arăt ușor, ușor, că aici este, nu e nicio problemă. Este un pic noroi, dar nu contează, că noi o să vrem să facem un promo de Crăciun. Da. Cu un mesaj așa, din suflet, pentru toți cei de acasă. O să facem, o să avem aici la cum spate, o să fie foarte frumos, chiar dacă mi se pare așa un pic sălbatic, și că există montaj la și... Țară și... A, așa. Eu știu ce înseamnă. Și da. Ei sunt colegii mei, el este Gabi, operator. Dana este colega mea de la machiaj. Doru este de la drive, este asistentul nostru de producție. Ne ajută pe aici cu ce mai trebuie. Ideea este că de asta nu v-am chemat în costum național, pentru că vrem să vă vedem așa cum sunteți. Da. Omul Mioara Velicu, nu cântăreața, nu artistul. Da, sigur. Este un mesaj așa, mai bad de lumea așa, sigur, în civil, cum zicem noi. Costum, este un civil, mesaj da. Așa, de la suflet, la suflet și... Da.
Asta vrem să facem. O să te rog, Dana, să o iei, da, un pic, da, să o retușați în... Aici, că e mai adăpost. Da. Ia, haideți. Imediat. Și Gabi pregătește camera și... Haideți, mergeți acolo. Noi... Așa, cel mai bine să stați în lumină ca să vă și văd. Aici. Aici așa, opa, să stai, așa, ca să... Așa. Cum mă arăt așa la față? Bine. Aveți tenul. Da. Sunteți ok? A? Da. Sunteți ok, da? Da, da. Ok. Așa. Ia să vedem o pudră, că văd că v-ați aranjat. Puțin, m-am aranjat. Da, doamne, ca tot lumina aia, zic. Natură, da. Dana! Dar trebuie să mă mânc acum, un pic la vârstă. Să te grăbești un pic să nu ne cadă lumina, te rog frumos, da? Stai că n-au... Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce ați făcut? Nu vă aud, mă! Ia, trage de ea. Ia, vezi, poate s-a făcut de la curent. Stai. Vezi, poate de la curent. Ziceam să te grăbești un pic să nu ne cadă lumina, da? Da, mă, dar deschide, trimite pe cineva, da, să aducă asta, să aducă o șurubelniță. O șurubelniță. Da. Vezi că trebuie să fie acolo în mașină. Să aducă o șurubelniță. Da, fost... da, am trimis după, da? Șurubelniță. Cred că a fost, da, de la curent, s-a trântit de la, okay, curent. Da, am un pic de treabă. Dau o pudră acum. Hai că hai un pic mai târziu, da? Devine și două cu șurubelnița și cred că ne ieși toate în ala cadre. Da, sunt foarte frumoase. Aveți un ten foarte frumos. Cum îl îngrijiți? Nu îngrijesc cu nimic. Mă duc toată vara, da, sunt de la țară și îi dau cu tot felul de fructe. Asta e bine, moș naturale, pe care, nu? Le mănânc, așa pe care le dau pe față. Păi, aduceți-o, da, de asta. Acum a plecat după ea, a plecat după șurubelniță. Ok. Doamna Mioara, vă rog frumos, mesajul ăsta de Crăciun trebuie să fie așa foarte pozitiv. Știți? Da, da. Foarte, da, pozitiv, foarte uman, foarte... Da, imediat, da, începem, da, filmarea și când, da, ca să știți noastră, să vă faceți un text așa... Bine, de, da, la suflet la suflet, știți, bine, cum e, da? Da. Ceva cald așa pentru oameni. Ce să pot să, dar spun, nu mai mult de 20-30 de secunde să dureze, doamna Miara. Să le dea Dumnezeu sănătate, asta, fericire, viață lungă, da, și să aibă, da, credință în Dumnezeu, ai, pentru că trebuie să fim uniți. Asta ne mai ține, credința. Dacă în Dumnezeu. N-ai credință, nu. Unde e aia de acolo de sus mașina? Da, da. Păi de ce ai lăsat-o acolo? Ce, de ce ai lăsat-o acolo? Da, să muncesc, mamă. Ce s-a întâmplat? Unde a fost cu drept? La noi? Mamă, nu te aud. Cu drept? Băi! Ați simțit? Ați simțit cumva a fost cu drept? De asta a fost aici un pic așa, noi? Unde, mamă? A, Marea Neagră. Nu, că ce că a fost cu tremurul în Marea Neagră. Băi, Oana! Oana, ce că a fost cu tremurul în Marea Neagră. Unde? De 7 grade, în Marea Neagră. La mare? Acum a fost. Eu înțelesem că aici. Și alertă de tsunami, auzi, în România. Da, hai, deschide ușa. Dar deja am auzit așa ceva. Deschide, spune-i, da, să vină să deschid ușa. Da. Nu, că nu e, nu, că n-a fost, păi, aici. Dar, am înțeles că a fost cu tremur, că de-aia am întrebat. Ați simțit dacă am simțit? Dar da, nu, a fost din ceva Turcia. Așa. Nu, dă doar cu oamenii ăștia, nu cred, nu. Da, mamă, da. Păi, atunci, na, ce să vă, a fost cu tremur, aia e. A zis ceva de București. Ce-a zis? A zis de București ceva. Băi, ce-ai zis? Ce-ai zis? Ce? Ce-ai zis? E grindină la București. Hai, mă, grindină iarna, lasă-o încolo, n-are cum să fie grindină iarna. Și? E o prostie. Păi, dar ce se întâmplă? Da. Auzi, ca și la Pitești, că e, s-a dat cot galben de vânt. Ce-a făcut, mă? Cot galben e, mă? A portocaliu. Ci că e cu cot portocaliu de vânt la Pitești. Și că s-a oprit traficul pe niște artere puse. Auzi, Marea Neagră, deci acum chiar s-a descoperit în ultimul... Nu știți că în ultima perioadă tot se vorbea că s-a descoperit, nu știu, cefalie și cu tremure și cu dalea. Păi, se deschide. Nu... Băi, Oana, haide, mă, deschide pe bune acum. Dar trimis-o pe bune, deschide, dar nu durează 2 minute. Să vină să deschide. Deschide, nu voi face asta. Da, nu, mama a zis că m-a sunat, că ea tot timpul mă sună. Zice, mamă, cu tremur, cu tremur. Zic, mamă, unde-i cu tremur? Că de-aia v-am întrebat. Nu am telefon. Stați un pic. Băi, Oana, deschide un pic aici. Du-te și cheamă-l pe ăla. Ia uite ce s-o... Mamă, stați un pic. S-o stârnit aici. Mamă! Da, drumul la ușă!
Cristina! Păi, Oana, deschide un pic! Oana! Sper să nu-ți facem geamul să mai facem. Stați două secunde să-ți... Fii atentă că a fost cu tremur, că ai văzut ce s-a întâmplat. Stați, nu mai faci așa. Auzi ce zgomot! Alo! Băi, Doamne, ce se întâmplă la București? Nu știu, uite, deci aici este vânt și cu om. Unde ești? Ești blocat? Ce zici? Ce zici? Băi, Doamne, du-te la fată, că fata e singură, tu înțelegi? Am spus lui mama să rămână. Dă drumul! Dă drumul la stai, stai un pic, stai un pic să sun pe Maria! Suntem închiși aici! Aolo! Maria, mama! Mama, nu te speria! Mama, du-te în baie, mama! Du-te în baie, te rog! De mine! Nu te speria, uite, mama vine acum, mama! Du-te și aș niște plop! Ia niște plopuri și aș niște plopuri! Dă drumul! Ce s-a spart? Mama, stai liniștită, te rog! Dă-i cu trebuie! Mama, bagă-te în baie, mamă, că vin acum, uite, vine și tata! Nu ești niciun cap din ăla că trebuie să te-a... Stați ușor! Bagă-te, mamă, te rog din suflet, du-te la baie, ia niște plăcuri! Uite, vine și bunii, stați liniștită, stați liniștită! Vai, dați-ne drumul! Șterul, mamă, du-te în baie, fă așa cum îți spui, uite, trebuie să vină bunii! Eu sunt pe taică, tu pe taică, tu e blocat! Stați liniștită, doamne, vă rog din suflet! Stați liniștită, vă rog, eu vă rog! Ia uite! A dus unu Bernița! A dus unu Bernița! A dus unu Bernița! Ia uite Lonua! Așa-ți el! Băi, iau-te! Dă-i drumul, iază pe noi, Dani! Băi, Dani, ce Doamne iartă-mă! Ia uite, lăi! Doamne! Da, alo, mamă, unde ești, mamă? Du de la copil, că-i copilul singur în casă și e mor de frică! I-am spus să te ducă baie! I-am spus! Să liniștite, doamnă! Eu! Răsuflați, doamnă, să liniștite! Mă-l-am, deschide! Deschide-ul! Deschide că nu mai văd! Deschide-ul! Mamă! 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 L-a luat! Unde-i smăscos, mă plecăm, mă? Cristina! Dă drumul! Mă-l-am! Dă drumul! Nu mă mai speriați, așa, Băi, a făcut-o praf! Băi, a făcut-o! Ia uite! Nu mai văd! Ajutor! Mamă, vă am să sun pe Dara! Stați liniștită! Dă-i drumul! Dă-i drumul! Dă-i drumul! Maria, nu mai văd bine! Maria, nu-i nimic dacă se mișcă! Doamne, vă rog, sunt pe liniștită! Cine-mi dat eu acasă? Vă rog, pe mine și mai rog! Cine-mi dat eu acasă? Ce mi-o trebuie nimic? Cicitar, doamne, mai cadă! Maria! Maria, mama, stai liniștită! Uite, mama, ajunge să-mi dă drum, mama! Sunt pe drum, tatăl nostru, doamne, din ce se înțează, uite, doamne, din gata! Maria! Vai, 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 vai,
spune că a venit. Fiii din piața e să se zic când e electrocutează, mamă, zi-i, Doamne, Iisus, să vin la viață, mă rog. Mă rog, Iisus, mă rog, să pot să... De ce am venit aici, mă? De ce mă trebuia să fac aici? Vila, mă, cu cheia, dar iar Benga să-ți iei în tine. Unde-i mâna cu cheia, mă? Nu știu, nu știu unde este. Băi, oala, băi, ăștia au plecat și ne-au lăsat aici. Vreau să plec acasă. Mama, te rog, vreau să mă ce face fiii mea și nepoată mea de mama. Vreau acasă. Doamne, ce s-a întâmplat cu mine, de ce am venit? Vă rog, Iisus. Ia, nu mai bun, nu mai bun. Uitați-vă. Oala, fuck! O lua foc, Doamne! Pleacă, omule, de acolo! Du-te de acolo, că o lua foc mașina! Du-te, du-te, spune! Du-te la mașină! Du-te! Iartă-mă, Doamne, pentru toate greșelile care au fost. Iartă-mă, Iisus, din toate. Asta-i sfârșitul lumii numai, mama. Doamne, mai că Dumnezeu. Eu nu pot să vorbesc cu nimeni la telefon. Mă întreabă-mă. Întreabă ce-i București. Mă iubesc, ce s-a întâmplat, Doamne? Hai de mine, uite ce dacă vine cu acest prin noi. Ia uite ce placări este. Ia uite ce placări este. Bine, să ducem, să ducem. Mă, mi-o trebuie în bine. Să ducem, să ducem. Măcar întreabă ce s-a mai întâmplat prin București. Uite, alea, alea de foc, alea, ce s-a alea? Doamne, asta ca din cer, Doamne, Maica, Doamne. Asta ca din cer, mă, ne pierde, pierde Dumnezeu. Da. Doamne, Maica Domnului Iisus de Hristos! Doamne, vreau acasă, vreau acasă! Nu se poate, bine, că să duce! Vreau acasă, nu-i duce! Aaaa! Uite ce acasă! L-am făcut aici, așa mă drumul! Da, drumul, la mașină! Da, drumul, la mașină! Da, drumul, la mașină! Aaaa! Ajut! Aaaa! Da, drumul! Da, mama! Da, mama! Da, mama! Ia-l aruncă, ia-l aruncă! Așa vine la mașină! Doamne, Maica! Doamne, tu dacă ai de asta, să știi că nu am foc. Nu am foc aici. Ia uite ce-a luat focul! Ia uite ce focul a luat! Hai de mine, nu va foc, e peste tot! Hai de mine, dacă se încinge asta, ne arde! Dacă se încinge asta și e pe foc pe asta, pe sus! Doamne, nu mai pot așa cum am... O dată la foc, ai văzut cum a luat foc! Hai uite! Ia uite ce se întâmplă, Doamne! Acum asta ne-ar mai trebui să vină. Vin dacă plouă așa tare, să știi că nu e asta. Nu e cu potul. Și e închis nu poate să te salve. Ia de ce tare plouă. Uite ce tare plouă, Doamne. Uite că tare. De ce nu mă așa? Oare, Doamne. Oare, nu sunt foarte. Oare, tare. Mergeți
noi... Așa, cel mai bine să stați în lumină ca să vă și văd. Aici. Aici, așa, opa. Așa, ca să... Haideți la negru! Ce moment! Haideți la Dan Negru în emisiune, doamna ce Belicu! Ce moment, mă! Tu omor, mă, pe doamna Belicu, moarte, haideți doamna... la Dan Negru în emisiune! Haideți! Ce bine că a fost farsă. Acum ar mănânc tot și mă fac de 100 de chile. Dani, când viu, tu omor cu mâna mea. Acum ne dăm mâna să râdem, doamna Belicu. Dar atunci era isteria cu 21-12-2012. Acum e ușor. Să știi că au fost momente când am zis gata, mi-a venit sfârșitul și nu știi nimeni. Atunci. Ați avut în preajmă rude sau vecini care se gândeau asta? Cel mai mult mă enerva că eu n-aveam telefonul la mine să țin și eu legătura. Pentru că fata aia ținea legătura mereu cu maică sa, cu fiul sau... A trecut sfârșitul ăsta. A trecut, doamne, bine că e bine, bine că suntem sănătoși, bine că e numai... Îmbrățișez, Miora Belicu, filmare! 20